Bun găsit, dragii mei, să fie o zi magică în care toate stelele se aliniază favorabil. Astăzi, 23 decembrie, să-mi spuneți dacă ați pregătit sarmalele, porcușorul sau ce ați tăiat porcul sau, nu știu, se mai taie porcul. Acum ce mai faceți? Ați făcut șorici, sarmale și alte delicatese românești, tradiționale? Cum sunteți? Cum vă pregătiți voi de sărbători, cu familia, cu cei dragi, în jurul bradului, ați cumpărat cadouri? Sper că aveți multă magie în suflet, liniște și calm, pentru că este foarte important să fim în pace. Dacă noi suntem în pace și ne abandonăm lui Dumnezeu, Dumnezeu știe cel mai bine ce avem noi nevoie cu adevărat. Tot timpul mă rog pentru treaba asta, să am pace în suflet și încredere că Dumnezeu știe cel mai bine ce este pentru mine și să-mi dea acea liniște. Când am liniște, orice se întâmplă în jurul meu e în regulă, pentru că știu că sunt la locul potrivit, pentru că am nevoie de acea experiență. Mesajul spune așa, ia uite ce frumos este acest mesaj. Ia uitați, spune în felul următor: observă semnele. Da, semnele pe care le-ai primit sunt primise din ceruri. Noi lăsăm în drumul tău pene, monede și alte semne pentru a-ți aminti că ești iubit și că nu ești niciodată singur. Da, eu tot timpul găsesc bani, în special de 50, ori 50 de bani, ori 5 bani, 5 fiind un număr special pentru mine. Bine, toate numele nu sunt numărul destinului 5, sunt 3 și 3 este special, dar și 5 este foarte special pentru mine. Și observ, primesc tot timpul mesaje și da, găsesc prin casă tot felul de pene sau monede sau pe afară am găsit de foarte multe ori. Să știți că sunt semne de la îngerii voștri, semne de la Doamne, și chiar vedeți, intro-ul meu s-a nimerit să fie exact ce spuneam, mă rog să am liniște și universul oricum îmi dă și un semn, îmi trimite semne. Like, share, subscribe, abonați-vă, apăsați clopoțelul, fiți mai buni, fiți înțelegători, pregătiți frumos bradul că vin în vizită și dacă nu este asortat la culori, nu o să vă mai fac horoscopul la anul, glumesc. Da, zic să mai aducem așa un pic de magie și în clipurile noastre, să râdem, să glumim și să vedem cum se așează astăzi steluțele, care sunt posibilitățile pentru voi la nivel general. Nu uitați că este un horoscop general. Dacă doriți astrograme personalizate, vă aștept cu mare drag la cabinet sau prin sesiuni în online, pe Zoom, video call sau, mă rog, la telefon pentru cei care nu au timp să stea pe video. Cu mare drag vă aștept din 2022. Haideți să vedem. Știți voi că Venus este retrograd acum și poate un pic să apese așa pe niște butonașe, pentru că este cazul să reevaluăm anumite relații. Și berbecii astăzi reevaluează foarte multe relații de business, adică voi vă gândiți, oare la anul să continui? Faceți așa un mic bilanț pe zona asta de carieră, de business, de asocieri, parteneriate și vă gândiți, oare este momentul potrivit să plec, să fac altceva? Nu neapărat să luați acum decizia, dar vă puteți pune întrebări, pentru că este foarte important, este foarte, foarte important să reevaluați relațiile voastre financiare și nu numai. Taur. Taurii au ceva amânări legate de o călătorie, au ceva obstacole. Poate că veți pleca, dar plecați un pic mai târziu sau poate că ați uitat să cumpărați ceva sau poate că se amână ceva. Este o mică întârziere legată de o plecare. Poate plecați acasă, la bunici, la părinți, la rude sau cine știe pe unde faceți Crăciunul, Revelionul, dar astăzi aveți parte de o mică amânare. Gemeni. Gemenii sunt într-o fugă continuă, nu prea mai știți voi care încotro, aveți foarte multe de făcut, foarte multe de pus la punct. Bine, și să ne plângem de milă este simplu, decât să vă plângeți că nu aveți timp, mai bine organizați-vă și delegați astăzi din sarcini, nu se supără nimeni dacă delegați din treburile pe care le aveți. Rac. Racii sunt impresionați de anumite lucruri, gesturi pe care partenerul le face. Chiar puteți astăzi să aveți așa o apropiere cu partenerii voștri și o înțelegere poate diferită. Poate chiar și să priviți lucrurile într-un alt fel și de ce nu să vă încânte anumite, să le spunem așa,
cuvinte sau tandrețea, să vă cânte tandrețea partenerului. Deci astăzi este pe lugu, lugu, giugu, giugu în relație. Haideți că aveți nevoie și de astfel de momente tandre. Leu, sunteți porniți să faceți toate darurile perfecte, adică să împachetați. Astăzi vă ocupați de împachetare, de cadouri, de voi sunteți precum copilașii care se bucură că urmează să vină Moș Crăciun și dacă n-ați terminat cu împachetatul cadourilor și să faceți pe Moș Crăciun, iată că veți face lucrul acesta astăzi. Împachetați cadouri, pregătiți anumite lucruri și veți avea și niște conversații foarte interesante care vă vor ajuta din toate punctele de vedere, vă vor ajuta să aduceți așa mai multă iubire, alinare în sufletul vostru. Astăzi aveți momente în care vă bucurați precum copiii, vești excelente și idei super, super faine, mult entuziasm. Fecioară. Fecioara este un pic retrasă, nu simte să vorbească, să socializeze și pur și simplu este o introspecție, o analiză, faceți un calcul, poate chiar faceți, să spunem așa, o analiză amănunțită pe mai multe sectoare de viață, pentru că aveți nevoie să faceți schimbări. Și înainte de a face schimbări, trebuie să analizăm ce am făcut până acum și încotro putem să mergem mai departe. Deci sunteți un pic retrase astăzi. Balanța. Balanța reușește să scoată puțin profit, negociază, este foarte bine pe profit astăzi, poate scoateți niște bani în plus, poate găsiți ceva bun de cumpărat sau primiți un cadou foarte bun sau negociați cu, să le spunem așa, clienții, șefii, mă rog, oricum sunteți pe profit, din punct de vedere financiar sunteți bine și pe plus și cred că negociați voi foarte bine astăzi chiar și cu familia, pentru că îi simțiți foarte aproape și se pare că îi convingeți de anumite lucruri cu care v-ați bătut capul în trecut. Scorpion. Scorpionul se bucură, are parte de distracție, are parte de voie bună, are parte de sentimente și emoții pe care nu le-a mai experimentat de foarte mult timp. Este momentul să vă deschideți carapacea și să lăsați să intre acolo în sufletul vostru mai multă iubire, mai multă bucurie. Călătorile vă sunt benefice, plimbările în aer liber, chiar dacă este frig, acum dacă sunteți în România, chiar dacă este frig și poate că nu stăm foarte mult pe afară, dar așa o plimbare scurtă de câteva minute, să luăm puțin aer, când ne plimbăm cu cățelul, tot merge, tot este bine. Săgetător. Săgetătorii au interes către lucruri noi, au interes către a descoperi, a cunoaște și au interes către a investi. Poate chiar să investiți mai mult în voi, poate chiar să investiți mai mult în lucruri care vă aduc plăcere și care vă vor scoate din zona de confort. Este o dorință imensă să achiziționați un autovehicul, poate că nu neapărat să-l cumpărați acum, dar vă uitați și voi așa niște mașinuțe, poate cine știe, moșul va fi darnic. Vă gândiți așa să vă schimbați mașina. Capricorn. Capricornii se reorientează, se repoziționează, se gândesc la anumite planuri pe care le au și chiar vă faceți intrare acolo unde v-ați dorit de mult să fiți. Da, intrarea asta o faceți în forță, ca și cum intrați într-un grup, ca și cum țintiți către un obiectiv, către un grup țintă, faceți mai mult decât este cazul. Este o zi cu mari confirmări, conștientizări și o zi în care investiți timpul către ceea ce vă aduce cu adevărat plăcere. Vărsător. Vărsătorii se simt destul de obosiți, poate chiar este și o undă de frustrare. V-au scăpat câteva lucruri de sub mână, pur și simplu, se mai întâmplă, le veți recupera, se vor așeza toate, dar în calm și în pace. Dacă ne frustrăm și ne enervăm și ne supărăm și suntem nemulțumiți pentru că din 10 lucruri unul nu a ieșit, nu este ok. Haideți să fiți recunoscători pentru celelalte lucruri care au ieșit bine și dacă ceva v-a scăpat, a fost o mică eroare, e în regulă și voi sunteți oameni și voi puteți să greșiți. Cine nu muncește, nu greșește. Pești. Nativii pești au parte de multe răsturnări de situație, au parte de multe aventuri și la muncă și acasă. În cele din urmă, deci faceți niște mici încurcături, parcă ar fi, să spunem așa,
o repetiție, că ați mai avut voi zile de astea și parcă se repet același lucru de foarte multe ori, păi să fiți un pic mai atenți astăzi, să nu vă stresați foarte tare. Și într-adevăr, dacă la locul de muncă șefii superiori au niște pretenții în plus, nu spuneți, a, dar nu vreau să fac asta, cereți lucruri în schimb. Ok, fac cu mare drag lucrul acesta, dar nu o să vin în ziua de revelion la muncă sau nu o să fac nu știu ce, nu știu când, sau pe data de 5 ianuarie termin programul mai puțin. Învățați să negociați, nu vă mai stresați când ceva nu este cum vreți voi. Învățați să faceți un schimb. Vrea cineva ceva de la tine? Da, dar îmi dai și mie nu știu ce când o să fie cazul. Da? Și atunci o să fiți în avantaj și voi și acea persoană. Că dacă vă stresați, vă enervați, poate să vi se spună lucruri pe care nu le doriți. Da? Învățați să fiți mai șmecherași așa. Haideți să aveți o zi magică în care toate stelele se aliniază favorabil. Doamne ajută!